Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui, împreună cu Consiliul Județean Vaslui, va organiza în perioada 8-9 martie o manifestare științifică intitulată Femei celebre ale României. Simpozionul științific va fi onorat de personalități importante din cultura românească, la eveniment anunțându-și prezența printre alții Institutul de Istorie a Artei George Oprescu București, Facultatea de Istorie a Universității București, Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, Muzeul Național de Istorie a României și lista rămâne deschisă. Miercuri, la sediul Muzeului Județean, a avut loc o conferință de presă susținută de organizatorii acestui eveniment. Tema conferinței de presă este Simpozionul Științific Național Femei Celebre ale României. Este un eveniment unic în țară, un eveniment care însumează cercetători, profesori universitari, simple persoane care au preocupări în materie, spun simplu, nu imperativ, ci vă spun că sunt oameni care nu fac parte din mediul muzeal sau academic și au preocupări de cercetare, mai ales în acest subiect pe care noi l-am abordat începând cu 2019. În fiecare an, în data de 8 martie, celebrăm femeia în general și prin intermediul acestui simpozion, celebrăm femeia celebră, aceea care a deschis drumul, care este un punct de reper pentru mai multe domenii. Vă cum bine știți, în județul Vaslui avem foarte multe femei celebre, unele adorate, iubite, unele urâte, urâte, știți, cu ghilimele de rigoare, dar totodată am vrut ca, fiind de nivel național, să abordăm nu numai femei celebre ale Vaslui, ci femei celebre ale României. În prima etapă a fost vorba despre femeile celebre ale României Unite și apoi am continuat cu femei celebre care au influențat istoria, arta, medicina, domeniul avocățesc și multe alte domenii social în care femeile noastre au excelat datorită faptului că au fost foarte bine pregătite, au avut un parcurs profesional foarte bun și au avut o influență în ceea ce privește acest aspect. Astăzi vă anunțăm că noi continuăm și suntem la a patra ediție. Continuăm acest simpozion pe care îl dorim să l-avem foarte mult timp de acum înainte, pentru că în ciuda faptului că nu pare, femei celebre ale României sunt foarte multe și de fiecare dată găsim chiar la aceeași personalitate mai multe fațete ale aceeași persoane, pentru că întotdeauna am regăsit tot felul de documente care întregesc o anumită personalitate și totodată este normal să aducem la lumină toate părțile pe care le are această o personalitate anume și o să vedeți că se repetă anumite personalități în fiecare an, se aduc în fiecare an tot felul de noutăți în ceea ce le privește și noi suntem foarte mulțumiți să avem în mijlocul nostru oameni, cercetători, care și-au făcut un titlu în ceea ce privește cercetarea în domeniul feminismului românesc. Aș vrea să anunț că la acest eveniment și-au anunțat prezența istorici și cercetători la importante instituții din țară și vă rog să-mi permiteți să anunț, să citesc. Institutul de Istorie a Artei George Oprescu din Nord, București, Facultatea de Istorie a Universității din București, Muzeul Viticultori și Conducători din București, Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă Brașov, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Muzeul Național de Istorie a României, Fundația Marșal Alexandru Averescu din Buzău, Universitatea Pavel Goaiu din Cluj-Napoca, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Muzeul Municipal Cumpulung, Arhivele Naționale României, Institutul de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară,
Muzeul de Arheologie și Istorie Națională Constanța, Institutul de Cercetări Sociomagice S. Nicolescu, profesor Craiova, Muzeul Casa Mureșilor din Brașov, Biblioteca Națională României, Serviciul Național al Justiției Ordinii Naționale de Iași, Muzeul Național de Artă Contemporană al României și alții. Ceea ce vreau să mai precizez în cadrul acestei conferințe de presă este faptul că în fiecare an, începând cu 2020, este evident acest lucru, noi avem venim cu să zicem, un volum în care cercetătorii prezenți la acest simpozion ne aduc și ne pun la dispoziție textul, pentru că este foarte important ca acest simpozion să se petreacă, într-adevăr, să fim prezenți în mod fizic și vreau să vă spun că în fiecare an, chiar dacă am avut restricțiile de rigoare, simpozionul s-a desfășurat în mod fizic. Am avut în 2019, în 2020 și 2021 au fost în format hibrid, în sensul că am primit și înregistrări, pentru că din motive obiective n-au fost putut fi prezent, dar au ținut neapărat să ne fie alături în demersul nostru privind femeia celebră a României. Și atunci, în ceea ce privește apariția columnelor noastre, au început cu 2020 și inclusiv anul acesta scoatem acel volum care va fi scos la Editura Mega din Cluj și va suma comunicările care au fost făcute în anul 2020, 2019, 2020 și atunci anul acesta îl punem pe tapet volumul Femei Celebre ale României cu aceste comunicări de anul, din anul anterior. După cum vedeți, alături de mine se află două doamne frumoase, colegi ale noastre, doamna Tăriana Iodache și doamna Marta Tasiei Andreea, cele care s-au ocupat în mod deosebit de partea de științifică și de tot ce înseamnă promovarea acestui eveniment și sperăm că ne-am atins scopul și anul acesta, organizând acest simpozion, pentru că este foarte important să existe, este foarte important să existe în peisajul științific și mai ales este foarte important ca cei care ne trec frazul sau cei care citesc volumul să știe că există femei celebre ale României pe care unii le știu, dar mai ales pe cele care nu le știu. Acest eveniment științific este unic în țară și se va desfășura pe durata două zile, mai precis pe 8 și 9 martie, începând cu orele 10 în sala Arta a Muzeului Județean Ștefan cel Mare Vaslui.